Bun, domnilor și domnilor, îmi veți înțelege curiozitatea mea de jurnalist. Sunt situații în presă când nu ai sentimentul că muncești, pentru că ideea de muncă înseamnă să obosești, să faci ceva un pic obligat, un pic forțat. În emisiuni, în general, nu simt acest lucru, dar acum cu atât mai puțin, pentru că îmi doream foarte mult să fac un interviu, iată, în direct, cu senatorul Dan Nițu, după ce a trecut la ALDE. Bună seara, domnule senator, vă mulțumesc că... Bună seara, domnule Zbăuranu, și bună seara tuturor spectatorilor noastre. Aș vrea, cu voia dumneavoastră, să încercăm să prezentăm tot procesul, dacă vreți, tot fenomenul acesta al plecării dumneavoastră din PNL, chiar dacă sunt lucruri care se știu oarecum sau dumneavoastră ați dat comunicate, aș vrea să revenim asupra chestiunii, după aceea să ne spuneți cum ați găsit ALDE la Vâlcea, cum l-ați găsit, unde vreți să-l duceți, ce modificări ați făcut și, sigur, acele întrebări care se pun, pe cine ați mai adus în ALDE, dacă luați primari, viceprimari, dacă... În fine, vi le pun eu pe toate, dar haideți să o luăm cu începutul, cu voia dumneavoastră. Până la urmă, cum a fost momentul acela? Pentru că eu știu, s-a vorbit. Unii spuneau, domnule, mi-a spus senatorul că i-a spus fratele său că, domnule, ești prea de mult în PNL ca să pleci. Alții spuneau, domnule, senatorul nu doarme noaptea să gândește dacă să plece sau să nu plece. Asta, folclor, dacă vreți, nu știu dacă e adevărat sau nu. Dar care a fost momentul acela în care dumneavoastră ați zis, eu plec din PNL, un PNL unde sunteți din 92, dacă 92, rețin eu. Păi aș vrea, în primul rând, să descriu puțin. În primul rând că sunt din Partidul Național, am fost până acum o lună jumătate, în Partidul Național Liberal din 92, deci de la 22 de ani. Am fost consilier local, viceprimar în Comuna Măciuca, o perioadă destul de scurtă, un an de zile, și am parcurs toți pașii, știți foarte bine, vicepreședinte la nivel județean, senator în Parlamentul României, cu un scor, zic eu, cel mai bun din județul Vâlcea și pe locul 4 în țară. Ce să vă spun, în Partidul Național Liberal de 3 ani de zile lucrurile au mers din ce în ce mai prost. Adică, în primul rând, oamenii promovați nu pe criterii de performanță, oameni care să fie cu ceva în viața lor, oameni care să poată fi conduși, manipulați, oameni care să n-aibă puterea să spună nu, să spună da atunci când trebuie. Știți foarte bine, s-au degradat acum un an de zile, un an și ceva, atunci când la Consiliul Județean s-au făcut mutările acelea cu Bogdan Pistol și echipa și tot ce s-a întâmplat, atunci a fost punctul, să zicem, culminant al lucrurilor care nu trebuia să se întâmple și lucruri la care eu am luat poziție. Și, din păcate, prea puțin oameni pot să ia poziție, pentru că sunt oameni care depind de anumite servicii, depind de, eu știu, de șeful, sunt învățați, eu zic că din perioada grea noastră, să trăiți șeful, și lucrurile astea mie nu-mi plac. Și perioada următoare, care eu am încercat să redresez situația, să le spun la oameni că pe mine nu mă interesează foarte mult, nu mă interesează nici să lucrez cu statul, nici să am anumite avantaje, nici asta. Deci eu vreau ca lucrurile să fie, să construim un partid serios, să construim, să putem să ajungem la Consiliul Județean, să construim acolo cu oameni care să știe ce să fac acolo, cu oameni valoroși, care să fie capabili să dea o direcție în fiecare, să zicem, departament și pe fiecare linie. Din păcate, au intrat oameni care, într-adevăr, să meargă la spital, să meargă la Consiliul Județean, să meargă în toate direcțiile, dar nu oamenii care să fie capabili, pregătiți și oameni care să poată să zică nu, să poată să aibă o poziție foarte serioasă în Partidul Național Liberal. Bun, dar dumneavoastră ați zis-o, nu lucrați cu statul, aveți o firmă cunoscută pe plan național, vă convine, deci aveți o bază economică și o putere economică și ca atare puteți să
fiți extrem de bine, meritul nostru nu va fi primit în cadou. Nu, deci eu le-am spus la tine, domnul Zmaran, tot timpul și când avem ședințe, că l-am ședințe cu tineri, am spus așa, tineri, trebuie să vă implicați. Băieți și fete, să vă implicați în politică, contează foarte mult, dar aveți grijă că trebuie, în primul rând, profesional să fiți pregătiți, să aveți o carieră serioasă, să aveți o bază serioasă și cu siguranță o să aveți succes în politică. Altfel nu intrați în politică fără să aveți o bază serioasă și să puteți să spuneți nu. Pentru că în politică, dacă intri din compromis în compromis, nu ajungi departe. Și nu trebuie să fii legat de cineva. Contează foarte mult. Dar până unde poate merge demnitatea? Pentru că vă spun următorul lucru. Domnul Cristian Buican, în mod informal, mai mult sau mai puțin informal, a dat o dispoziție ca asupra emisiunii acesteia, emisiunii pe care o fac eu de 8 ani în Vâlcea, cred cea mai longevivă emisiune, să instaureze embargo, adică niciun liberal să n-aibă voie să vină aici. Eu am foarte mulți prieteni în Partidul Național Liberal. M-au sunat, ne-am întâlnit, mi-au spus, domne, n-am ce să facă, uite, nu pot din cauza. Și eu i-am înțeles. Spunând altui liberal că eu i-am înțeles pe ei, știți ce mi-a răspuns? A zis, nu, n-aveți dreptate. Eu voi veni la emisiune, ei n-au coloană vertebrală. Acum, cum judecăm aceste lucruri? Pentru că, până la urmă, dacă șeful nu vrea, nu te pune nici pe lista aia, nici pe lista aia, te marginalizează. Nimeni nu devine solidar cu tine. Ce se întâmplă? Cum judecăm? În primul rând că eu zic că o altă slăbiciune a domnului Buican, nu pot să nici nu ar trebui să discuți aceste probleme într-un partid serios. Adică să pui în embargo în presă. Mâine, poi mine ne trezim că nu trebuie să mai vorbească cu nu știu ce ziarist. Eu știu, nu trebuie... Eu n-am voie. Stați puțin, că avem destule ziare în Vâlcea. Sigur, dar eu n-am voie nici să mă duc la conferințele de presă ale partidului. Au pus un bodyguard care mi-a pus mâna în piept. Da, dar asta nu-i face decât să aflăm și alte slăbiciuni și, eu știu, felul lui de a conduce autoritar și este... Eu chiar i-am zis că în campania electorală, cred că dacă am avea câteva atitudini astea să-l arătăm serios, de ceva de genul eu știu totul, adică ceva pe stradă și din asta atitudine de macho, cred că ar fi pur și simplu slăbit total în această campanie, pentru că nu poți să ai abordarea din asta. Când ești la un partid serios, trebuie să ai o atitudine serioasă, trebuie să fii un model, trebuie să fii un exemplu pentru toți. Nu poți să pui tot felul de lucruri în astea care, teoretic, sunt mărunte. Dacă stăm să le analizăm, sunt extrem de mărunte. Și ce arată? Slăbiciunea unui om, de fapt. Nu? Trebuie să stea la dialog. Un președinte de partid, în primul rând, trebuie să fie capabil să țină dialog cu toată lumea. Și să fie un domn. Și să fie, da, un om și, bineînțeles, un om care să fie exemplu pentru societate. Nu poți să faci asta. Noi îndemnăm tinerii, doamnele, să vină, să intre în politică, dar, din păcate, dacă au modele de acest gen, e foarte greu să-i convingi. Pentru că, pur și simplu, cred că așa este în politică, că așa sunt toți politicienii și că nu se poate face. Colonel. Da. Ei, lucrurile astea trebuie, sper să terminăm o dată pentru totdeauna în județul Vâlcea cu aceste lucruri mărunte. Nu se ocupă decât tras așa preșul la altul sau, dacă se poate, anumite lucruri de prin spate, șmecherii din astea mărunte, zic eu, care pur și simplu pe mine mă obosesc și chiar n-aș vrea să discut de ele. Dar când a fost momentul acela psihologic în care ați zis plec? Să știți că momentul acela a fost imediat după scandalul de la Consiliul Județean. Deci atunci am avut așa o perioadă foarte grea și am zis, domnule, trebuie să găsesc ceva. Dar ați mai rămas un an și... Am rămas un an și ce, dar să știți, fără acțiuni, chiar am vorbit deschis cu foarte mulți din partid, chiar și cu el, și am spus, domnule, știți, primul pas a fost atunci că după acea problemă au trimis forța dânsului pe domnul Păsat, pe Stănculescu și domnul Popescu, unde? Responsabil în Colegiul Bălcești, adică să fie și ei
într-un fel, mâna dreapta mea. Și acela iarăși a fost un moment, zic, băi, cred că te-ai... Nu, da, știți, deci trebuia să vă așteptați, pentru că la CET, de pildă, avem Consiliul de Supraveghere. Ăsta era Consiliul de Supraveghere pe colegiul nostru. Da, da, deci după ce am avut cele mai bune rezultate la europarlamentare, bineînțeles cu echipa mea, o echipă de oameni foarte respectabil și deci cel mai bun rezultat, știți foarte bine, la europarlamentare am avut scorul mai bun decât el în nord, 30%, el a scos 29, eu cu 11 primari, el cu 18 primari, eu vecin cu Oltu și cu Dolj, vă dați seama în ce situație, el vecin cu Sibiu. Cu Sibiu. Atunci a fost perioada, cred că momentul când l-a enervat cel mai tare pe el și pe gașca dânsului. Ce am făcut eu acolo? Nu am făcut nimic, pur și simplu m-am dus la oameni, le-am spus, atunci într-adevăr m-am supărat și am zis, domnule, ia să vedem ce impact am dacă eu la oameni le spun, doresc peste un an jumătate să fiu președinte, să candidez la președinte la Consiliul Județean. Și asta a fost semnalul meu. Domnule, eu sunt senator în Parlamentul României, vin acum să vă convin că trebuie să votați lista europarlamentarilor noștri și vă spun că doresc să candidez la președinția Consiliului Județean. Acesta a fost momentul când eu deschis și am și spus, îmi fac campanie pentru că nu te mai înțeleg, pentru că toate demersurile tale, tot ce faci tu, ne duce într-o direcție clar greșită. Și mi-am făcut dovadă că oamenii au apreciat sinceritatea mea și am scos un scor dublu decât la nivel național și mai mare decât al lui în Colegiul Nord. De aici lucrurile, bineînțeles că au avansat, eu mi-am văzut de treabă, le-aș și spus, dacă tu crezi că camarazii tăi vin să mă controleze pe mine, nu pot să fac, mai bine cedez eu, te rog să iei colegiul Bălcești, pentru că nu cred că poți să conducă Stănculescu un asemenea colegiu. E păcat de oamenii ăștia care o perioadă destul de lungă am stat lângă ei, le-am spus, le-am arătat, i-am ajutat la proiecte europene, am făcut un gal acolo. Dar nu pot să suport eu ca să mă pui la masă cu oameni care nu m-am certat cu ei niciodată. Dar și în politică cred că sunt și oameni care poate au altă gândire, poate au altă mentalitate. Eu n-am nicio problemă cu toată lumea. Dar de aici până a te pune la masă, de aici până a face echipă cu cineva, e o mare diferență. Adică trebuie să avem demnitatea să spunem nu. Eu am spus nu și am spus, domnule Boican, în momentul ăsta ia tu colegiul, eu am direcția mea și bineînțeles că a venit vacanța parlamentară, m-am gândit, am avut cu prietenul ăsta, chiar am fost într-o perioadă, zic, domnule, ce fac, în ce direcție o iau. Am fost și cu Romeo Rădulescu în acea perioadă, din s-o știți că era chiar în ALDE. După care, în noiembrie, chiar doream și cred că cu asta am vorbit, în noiembrie să facă pasul, s-a întâmplat cu accidentul colectiv, perioada aceea destul de grea. Nu era momentul. Nu era momentul care este și am vorbit și cu domnul Tăricianu, am vorbit de asta, după care a făcut câteva lucruri care eu a trebuit să le pun. Adică nu puteam să vin, de exemplu, la ALDE, copreședinte. Și am spus, domnule, găsiți cum, în statut, ce trebuie făcut. Eu nu pot să vin copreședinte, pentru că e altă treabă. Vreau să fiu președinte la Consiliul Județean, vreau să conduc un partid, vreau să arăt ce pot și să plec la această campanie foarte frumos. Nu că am o problemă cu cineva, dar totuși când îți dorești ceva, trebuie să dovedești, trebuie să iei cu Da, la treaba asta nu mă gândisem că aici ALDE practica ideea copreședinților. Da, e o mare slăbiciune, zic, și la ALDE. Ca și la marele PNL. Da, nu poți. Deci trebuie să ai un președinte, trebuie să-ți asumi asta. Eu am spus asta. Iar și... aici erau doi, domnul... Doamna... Doamna și doamna... domnul Harnagea. Domnul Harnagea, care de la București, și doamna... Tot la București. Da, tot la București, da, amândoi la București, pe ce au avut la politic pe aici. Da. Destul de greu să conduci. Și cum ați reușit să luați de la conducerea centrală a partidului o derogare? Au cedat găsit, la un moment dat au făcut în ședința o ședință și a spus, domnule, atunci când un parlamentar vine și dorește să ia conducerea, poate să aibă asta. Deci au
pur și simplu au modificat statutul. Am înțeles. Poate nu numai pentru mine, poate și alți colegi din țară au dorit asta, dar eu am spus-o înainte cu 2-3 luni de zile de a face acest pas. Spune-mi, nu pot să fac asta. Bun, deci asta a fost prima schimbare pe care ați făcut-o la ALDE Vâlcea. Cum ați găsit organizația? Funcționa? Să știți, destul de bine. În primul rând m-a surprins că avem peste 90 de consilieri locali. Deci în aproape fiecare localitate avem un consilier local. Avem viceprimari. Am avut și un primar, pe domnul de Dio, dar însu acum este încă nu sunt sigur că m-a făcut pasul către PNL. Sunt oameni foarte valoroși la nivel de județ, oameni care încă, să zicem, n-au avut o direcție, n-au avut un om care să stea tot timpul lângă dânsii și trebuie construit structura. Probabil că într-o săptămână de zile avem o structură foarte bine definită, piramidală, cu oameni care să aibă fiecare direcția lui. Și cred cu această structură care avem și cu oameni care mai vin, pe fiecare zi să știți că vin oameni foarte buni către noi, o să facem o figură frumoasă. Bun, acum vă spun care este principala polemică în jurul chestiunii senatorului Nițu Alde. Unii spun așa, domne, după câte îl știm noi pe Nițu, o să convingă pe multă lume, o să vină și primari, viceprimari, consilieri după el. Alții spun nu, nu o să reușească pentru că, uite, nici primarul din Măciuca nu trece la ALDE. Da, e o mare glumă. Asta cu Măciuca e o mare glumă. Că așa, primarul din Măciuca, în primul rând că a fost la noi, angajatul nostru, o perioadă destul de lungă, cu fratele de la țară. Bineînțeles că l-am promovat și și-a permis în câteva discuții din astea de la șpriț să spună, domne, eu sunt, și bineînțeles că a și declarat în presă și bine, lucrul acesta m-a și supărat. Pe de altă parte, nu are nicio poziție foarte puternică, știți foarte bine, noi l-am ajutat foarte mult să conducă și foarte multe proiecte. Eu nu spun că nu și-a făcut treaba acolo, dar nu este cel mai bun pentru comună. Deci comuna Măciuca s-a dezvoltat și așteptările oamenilor sunt din ce în ce mai mari. Am înțeles. Sunt mai mari. Atunci, eu i-am spus mai demult, domnul primar, a fost o perioadă, trebuie să ne gândim foarte bine, consilierul meu, Mugur Mărcoianu, l-am luat, de unde l-am luat? A fost 6 ani șef serviciu proiecte europene la Consiliul Județean Sibiu. A avut foarte multe proiecte. O personalitate în domeniu. Da. Prieten de altfel. Și am spus, cred că ar fi foarte bine și asta i-am și propus. Cel mai bine, ești gospodar, ești un băiat care putea să fie un foarte bun viceprimar. Mâna dreaptă a lui Mungur. Și trebuie să facem asta. Nu trebuie să mi-o spui acum, nu trebuie să declarăm neapărat asta. Bineînțeles că una am vorbit și una am făcut. Cum a prins prilejul, cum s-a supărat și în loc să-mi spună în față că nu acceptă poziția de viceprimar, s-a dus și a declarat că el vrea să fie primar și a început să facă zarvă. Bineînțeles că nu o să fie. Deci primar în comuna Măciuca o să fie Mugur Mărcoianu. De aici presa a început să spună. Nu, am înțeles acum, acum am înțeles. Deci, de fapt, nu o să fie. Și presa a speculat puțin asta. Dânsul s-a bucurat și a crezut că dacă o să se vadă în 2-3 ziare, într-un fel, îi crește valoarea. Eu cred că o să-și revină. Cred că o să-și revină, să-și dea seama că la un moment dat o să fie penibil dacă tot încearcă să merg într-o direcție. Să-și revină ar însemna să nu mai candideze și să treacă la ALDE și să accepte postul de viceprimar. Da, e foarte greu pentru oameni, pentru măciuceni, pentru oameni de acolo, care știu foarte bine cât am făcut noi, familia noastră, cât au făcut, știu cei din zonă, cum a fost o echipă. Eu chiar i-am chemat pe toți și am spus, domnule, hai să vorbim. Unde am fost, de unde am plecat și ce trebuie să facem pentru comun. Deci, bun, înțeleg. Și eu nu sunt adeptul omului că nu e de schimbat. Toți suntem de schimbat. Sigur. Și eu,
și primarul din Măciuca și din orice localitate. Deci trebuie să avem capacitatea să mergem înainte, nu să stagnăm. Deci... Sigur, bun, problema Măciuca mi se pare clară. Sunt primari care vor veni la Alda? Eu vă întreb. E o întrebare pe buzele tuturor. Eu sper să vină, dar nu foarte mulți primari, dar să știți că acum în politică eu vreau să construiesc. Vreau să construiesc de jos și rezultatul nostru contează foarte mult, să o luăm cu oameni care să știe ce vrea, care să aibă o direcție foarte clară și care să nu ne trădeze. Bine, dar deci, aveți timp. Avem, construim. Deci o lună și de zile avem organizații foarte bune. De exemplu, vă dau un exemplu și nu unul, trei chiar foarte bune. Deci trei orașe foarte importante din județul Vâlcea. Fostul primar, Nițu, de la Horez. Deci este în echipă cu noi, este vicepreședintele al de Vâlcea, un om de o mare valoare și vă spun, pentru el pariez că o să fie primarul orașului Horez. Deci dânsul a pierdut la foarte puține voturi, în condiție care s-a bătut, atenție atunci, PD cu USL. Cu USL, da. Deci, greu de spus că acum, în acest moment, poate să piardă alegerile un om așa valoros care a făcut atâtea proiecte pe care, bineînțeles că și domnul Furtat le-a continuat, dar nu se compară capacitatea domnului Nițu cu... Bun, deci avem Horezul. Aveți. Deci am Horezul. Avem la Băbeni. Deci la Băbeni, iarăși, domnul Croitoru, un om foarte valoros, un om de acțiune, un manager foarte bun, un om care și-a făcut deja o echipă foarte bună din toate domeniile, deci oameni din toate domeniile din Băbeni, iarăși îl văd, să zicem, dacă nu cu prima șansă, cu a doua șansă. Deci, iarăși un oraș. Orașul Ognele Mari. Un tânăr, un inginer foarte bun, un inginer care a construit o firmă de jos, tânăr, 35 de ani, care a venit cu toată echipa de la PSD, la ALDE și împreună cu ALDE, teoretic la legile anterioare, a avut dacă am pune voturile, ar fi 60%. Deci dacă ne-am menține voturile, vă dați seama ce scor am scoate. ALDE, adică fostul PC, care am avut trei consilieri acolo, plus PSD. Bine, nu se adună chiar așa. Nu se adună, dar vreau să spun că echipa este intactă, deci e aceeași echipă, aceiași oameni și dânsul construiește. Deci un om chiar sigur o să vină la dumneavoastră, îndemn să vină la dumneavoastră la emisiune, să vedeți. Sigur, să-l cunoaștem, să-l cunosc că în primul rând, în Vâlcea nu are, este singurul expert în metale, în sudură, singur, nu spun singur, dar cu o firmă foarte puternică, care lucrează, de exemplu, cu TÜV, lucrează în Germania, deci pe calitatea sudurii în cazane speciale. Deci lucrează cu toate companiile din Vâlcea și din țară. Deci foarte, foarte bun. Acum, la Bălcești. Deci, domnul Radu, care a fost președintele PNL, cu toată organizația PNL, mai puțin fost PDL, a venit la ALDE și acolo, împreună cu PC-ul, construim iarăși. Deci, candidatul cu prima șansă și în Bălcești. Deci, v-am spus, patru orașe cu ăsta. În Drăgășan, iarăși, o să avem un candidat foarte bun. Aici nu vi-l pot dezvălui acum, dar zic că în 2-3 zile o să fie. Deci, înțeleg că dumneavoastră ați preferat, din ce mi-ați povestit până acum, de exemplu la Horezu, dacă ar fi vrut să treacă domnul Furtat, ați fi renunțat la domnul Nițu? Nu. În primul rând că domnul Furtat are și probleme dânsului, știți foarte bine. Doi, că cu domnul Furtat am avut mai mereu, să zicem, o situație destul de grea. Adică tot timpul domnul Furtat a fost omul care încerca să influențeze puțin zona mea din Bălcești. Tot timpul câteva localități, bineînțeles trimis de șef,
încercat să-și asume anumite rezultate ale mele și deci n-am avut o rezultată, cu toate că m-am înțeles foarte bine și mă înțeleg foarte bine cu băiatul dânsului, Sebi, un băiat foarte bine, total diferit de domnul Fărtate, un om destul de apropiat de domnul Buican, ranchinos, greu de înțeles, totul e al lui, el știe totul, lucrurile astea pe mine m-au deranjat și nu m-am certat cu dânsul și nu o să mă cert niciodată, dar i-am spus că poziția asta mie nu-mi place. Da, înțeleg. Bun. Aș vrea să vă întreb, dar după pauza de publicitate, să știți că asta va fi prima întrebare pe care vă adresez, care vor fi raporturile prestabilite, stabilite și dinamice, să zic așa, cu PSD? Este foarte important. Deci vă dați seama că lumea așteaptă să vadă cum vă veți poziționa, dar o să vă rog să luăm pauză de reclamă și revenim imediat.